Bună ziua, doamnelor, domnilor, sunt Eli Roman, urmărit special pe 1 TV. Fermierii și transportatorii continuă protestele demarate miercuri după ce seara precedentă s-au confruntat pe centura capitalei cu filtrele instituite de poliții și jandarmi care le blochează accesul în capitală. Neavând autorizație nici azi, nu vor putea intra în capitală. De altfel, vedem răspunsul venit dinspre primărie, primăria capitalei, care spune că cererea de autorizare a protestului nu este scrisă corect. Între timp însă, după ce ieri guvernul a deblocat aproape 8.000 de posturi în sănătate, vrea să reducă alocările bugetare pentru medicina de familie și ambulatorie cu 25% pentru acest an. Motiv evident de nemulțumire pentru doctori care amenință ei cu greva. Având în vedere starea de tensiune în rândul medicilor de familie și ambulatoriu, Colegiul Medicilor București va susține o conferință de presă astăzi de la ora 14 pe care vom putea urmări în direct împreună. Inflația vedem că a luat o pauză de la creștere și de la mai goli buzunarele românilor. Discutăm alături de profesorul de economie Cristian Păun în doar câteva momente. Iar în plan extern, pericol de escaladare în Orientul Mijlociu, Statele Unite și Marea Britanie au desfășurat un val de lovituri contra țintelor Houthi din Yemen. Sunt câteva dintre subiectele acestei ore, dar și a orei 14, aici la Special pe 1 TV. Între timp, dați-mi voie să vă prezint invitatul meu și al dumneavoastră. Alături de mine în platou, Marius Sepi, președintele Sindicatului Național, președinte executiv al Sindicatului Național Forța Legii. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru prezență, domnule Sepi. Bună ziua, mulțumesc de invitație. Ni se alătură în legătură telefonică directă cu noi Alex Perțea, reprezentantul transportatorilor care participă la acest protest demarat, spuneam eu, încă de miercuri. Bună ziua, domnule Perțea! Bună ziua! Mulțumesc că sunteți în direct alături de noi. Spuneți-ne, unde vă aflați în acest moment? Momentan ne aflăm încolonați pe șoseaua de centura capitalei, de la Afumați către A3 și acum ne întoarcem înapoi către A2. Condițiile în care putem să ne mai întoarcem, traficul e destul de îngreunat. Bun. Supărările, nemulțumirile dumneavoastră, înțeleg că au fost prezentate ieri reprezentanților guvernului. Ați stat de vorbă, ați fost mai mulți de la transportatori la aceste discuții. Ce vi s-a spus, domnule Perțea? Nemulțumirile noastre au fost ieri discutate și dezbătute toate punctele și subpunctele discuției noastre. Care e cel mai mare off în acest moment? Cel mai mare off este prețul foarte mare al poliției RCA și prețul și al combustibilului ajuns foarte mare prin acciză. Bun, cele două probleme care ard cel mai mult sau vă ard cel mai mult pe voi transportatorii, ce v-au spus reprezentanții guvernului? Înțeleg că trebuie să fie discuții, nu? Și la nivel de ASF, am văzut un punct de vedere al celor de la UNSAR care spuneau că deja acest preț al RCA-ului este plafonat de anul trecut și până în martie anul acesta. Pârghiile, vă rog. Prețul prin definiție, da, este plafonat, doar că valoarea lui din anumite calcule nu este foarte mare și nu putem să înțelegem acest lucru. Într-adevăr, iar prin definiție este plafonat, dar mai puțin ne interesează cum se numește, că e plafonat, că e neplafonat, dacă plătim foarte deci, mult. Deci, tarifele RCA sunt deja plafonate la nivelul celor din 28 februarie 2023. Dauna medie plătită în baza polițelor RCA la trimestrul 3 în 2023 a crescut cu 12% comparativ cu aceeași perioadă anului 2022, în timp ce despăgubirile nu sunt plafonate. Dauna medie despăgubită în baza polițelor RCA pentru accidentele produse de autovehiculele pentru transportul bunurilor, de asemenea a avut o evoluție semnificativ mai mare decât dauna medie înregistrată la nivelul întregului parc auto. Și aici UNSAR vine cu acest punct de vedere și cu comportamentul în trafic al fiecărui șofer care afectează financiar toți șoferii de RCA și de asemenea nevoia unei schimbări profunde a legislației RCA, așa cum guvernul a promis încă de anul trecut. La nivel de medii și de calcule trebuie să discutăm. A fost ieri o discuție preliminară cu reprezentanții guvernului. Rămânând ca săptămâna viitoare să ne întâlnim cu cei de la SF
Pentru că, da, ne-au dat și nouă niște cifre la un calcul destul de mic, ne-am dat seama că nu ar fi fost motivul unei creșteri atât de mare a poliției RCA. Bazându-ne și pe rata accidentelor și pe prețul mediu de reparație al unui autovehicul, al unui autocamion. Dați-ne câteva exemple ca să înțelegem această mare durere a transportatorilor. La ce valoare poate ajunge un RCA pe care îl plătiți? Un RCA poate ajunge la o valoare de 17.000 de lei, de 20.000 de lei. Iar dacă ne raportăm la colegii noștri din statele din vestul Europei, din Polonia, din Ungaria, au RCA-uri de maxim 4.000-5.000 de lei. Adică e diferență de 3-4 ori mai mult. Noi lucrăm într-o piață liberă, ei pot veni foarte ușor pe care mărfurile noastre sunt o foarte... O piață liberă, dar foarte mult restrânsă de la 26 de jucători care aveau astfel de polițe RCA, am ajuns astăzi să avem la doar 6. 6 polițe, da, la 6 jucători cu 6 asiguratori în această... Asigurator, da. Da, și în condițiile în care noi ca și transportatori suntem mii, zeci de mii, sute de mii, mai ales segmentul de transport mic și mijlociu, cei care sunt de majoritate aici în stradă. Bun, acum și aceste valori pe care le-ați amintit, peste 17.000 de lei, sunteți proprietari de camioane, încercăm să aflăm care ar fi o valoare corectă. Nu puteți să plătiți, nu cât plătim noi care avem un autoturism categoria... Dar nu se pune problema de a plăti cât poate plăti un autoturism. Totuși un camion, un autocamion, sunt atâtea polițe, atâtea calcule, atâta lume care a plătit cu un camion cu clasa B0 să plătească 18.000 de lei prima poliță, e foarte mult. Da, aici depinde, înțeleg, de un cumul de factori și de comportamentul pe care l-au șoferii acestor camioane, acestor tiruri clar, în trafic. E clar că depinde și de acest punct de vedere. Dar mai e un alt aspect, avem cazuri concrete, avem informații și putem proba în acest sens, apar două autovehicule, două autocamioane identice, matriculate în zile aproximativ identice, cu valori la poliție RCA diferite. Mașinii care nu au avut evenimente în trafic, acum n-au, nu pot să cuantifice exact comportamentul șoferului. Da, când a avut eveniment, probabil că are un comportament bun. Deci... Nu, dar domnul Perțe a spus un lucru foarte adevărat peste care s-a trecut foarte repede. Faptul că prețul actual în România este de aproape 3-4 ori, am înțeles, față de alte state cu care noi ne raportăm. Și exact. Eu cred că astea sunt rezultatul lipsei de dialog din ultimul timp, în care doar la nivel declarativ au fost niște promisiuni către cei care... Până la urmă ne asigură un trai, că să ne înțelegem bine, vorbim de fermieri. Sesizările astea cu prețurile acestea... Da? Au fost făcute, dar, repet, probabil pe lipsa de dialog de-a lungul timpului, pe promisiunile neonorate și neonorabile, da? Plus că am mai reținut un lucru și dacă cred că am reținut bine, s-a ajuns la un fel de cartel, domnul Perța, dacă îmi dau eu bine seama, ținând cont de faptul că au rămas 5-6 firme. E clar că ele pot să... pe inabilitatea și pe lipsa de dialog a guvernului. Consiliul Concurenței doarme sau s-a culcat pe ureche, dacă nu mă înșel, a fost și amendat. Dacă ne luăm după Consiliul Concurenței, pot să vă dau câte exemple doriți, cam dorm băieții ăia. Au o amendă, dacă nu mă înșel eu, de vreo 50 de milioane de euro. Când iei de la câteva zeci de mii de transportatori cu zeci de mii de camioane, îți permis să dai acea amendă, dar nu asta rezolvă problema. Ideea este că se creează, din punctul meu de vedere, o concurență neloială între tot ce înseamnă fermierul român și transportatorul român în raport cu concurența din alte state, ceea ce ar trebui să ne îngrijoreze. Pentru că toate lucrurile astea, până la urmă, se duc în nivelul de trai, în inflație, că tot pune elii de inflație, și în prețurile pe care românii trebuie să le plătească. Ni se alătură acestei discuții și Ștefan Muscă, președintele Sindicatului Fermierilor Patrioți. Bună ziua, domnule Muscă, mulțumesc pentru intervenție. Dumneavoastră, unde vă aflați? Tot undeva pe centura capitalei? Am la Fumați o trupă, am la Pantelimon și avem și la Centură, domnul Muscă. Avem și la Păpăcentură și acum au mai plecat niște tractoare din Telorman și din Giurgiu, de la Prundu. Așteptăm să vedem ce decizii vom lua. Este strigător la cer cu mărirea acestor taxe. Ne-a afectat
mărirea taxelor pe impozitul pe venit ne-a afectat. Mărirea accizei la motorină, nu am primit banii de la APIA nici la acest moment, nu am primit nicio promisiune de la acest guvern care ne-a cerut un capital de lucru, le-am oprit, le-am cerut să oprească urgent în numele lui Dumnezeu să mai intre cereale din Ucraina în România, pentru că ăștia ne-au distrus definitiv, iar 200.000 de ferme sunt în mare dificultate ca să închide și de-am plecat în țara românească sau am fi de acord să rămânem stați în propria fermă, dar deținute de firme străine. Deci este strigător la cer. N-am dorit nimic decât politice agricole, am dorit credite de capital de lucru o perioadă mai mare să putem să ne ativăm, pentru că ei, după 3 ani de zile de secetă, n-a venit cu nimic concret asupra fermierului de România. Ba mai mult, acum și transportatorii ne măresc taxele, nu o să mai avem cu ce să mai transportăm drum, portul Constanța sau cereale în general, pentru că ne măresc și ei taxele, fiind chiar adevărat că nu mai suportă nici ei aceste taxe care s-au mărit. Ieri transportatorii au fost la discuții la guvern, domnule Muscă, fermierii cu cine au discutat, au reușit să stea de vorbă cu ministrul agriculturii? Ați fost ieri la aceste discuții de la guvern? Nu ne-a chemat nimeni pe noi fermierii la guvern, a fost numai transportatorii. Domnul ministru nu este în țară momentan. S-a stabilit o întâlnire luni la ora 12, nu ne acceptă până atunci. Noi am dorit să mergem să stăm de vorbă cu domnul Ciolacu, pentru că domnul ministru agriculturii împreună cu noi a depus niște documente în care aveam nevoie de legea calamității și forței majore să salvăm fermele de România. Nu s-a aprobat încă, aveam nevoie de un capital de lucru care a lucrat împreună cu domnul ministru, l-a depus, stă la aprobarea Consiliului Concurenței și la unele ministere care aparțin PNL-ului și ca să nu-i facă favoarea ministrului agriculturii, le întârzie fără să gândească că ne distruge pe noi. Noi aveam nevoie să stăm de vorbă cu domnul Ciolacu. Aveam nevoie să-i punem lista de referință. Domnul Ciolacu e ocupat, a trebuit să meargă la vizionarea unui film, Ferrari, a avut alte treburi pe agenda domniei sale, a avut o ședință de guvern ieri. Pare că nu. Și-a trimis consilierii să stea de vorbă pentru a-i relata exact problemele pe care le aveți, domnule Muscă. Cred că meritam și noi, ca oameni, ca producători de hrană, ca oameni duși la biserică, ca oameni care au luptat pentru această țară, ca oameni care venim cu ceva bănuț la produsul intern brut, meritam o mare și noi atenție de partea primului. Acum, prin intermediul B1 TV, în speranța că, iată, domnul Ciolacu ne urmărește, ce îi cereți domnului Ciolacu, domnule Muscă? Cum să vă ajute? Punctual, exact, pentru a ști exact ce să-i spună și domnului ministru Barbu. Deci, în primul rând, îi cer să oprească în regim de urgență intrarea de cereale din Ucraina în România. Noi nu suntem obligați să le acceptăm cereale în România, ci noi am fost condiționați să le aprobăm tranzitarea prin România, dar nu să fie vândute în țara România. Corect. I-am cerut legea calamității și forței majore, în regim de urgență să pot să salvez fermele de România. I-am cerut să dea banii, să bage banii în conturile fermierilor, banii de la APIA. I-am cerut acel capital de lucru ca oamenii să poată să supraviețuiască și să un proiect pe care l-a făcut Ministerul Agriculturii cu acest capital de lucru, cu roborul subvenționat de Ministerul Agriculturii și de fondul de garantare și noi să plătim de dobânda de 1,95%. Nu i-am cerut mare lucru, i-am cerut să salvăm producătorul de hrană de România. Deci câteva puncte în care chiar le putea face. Dar aroganța și faptul că nu ne primește, ne pare rău, înseamnă că nu are nevoie de noi. Chiar dorește ca grupului de investiții străine să ne preia fermele, iar noi să fim distruși și pământul românesc să ajungă pe mâna străinilor. Bun, acum întrebarea pleacă și către dumneavoastră, domnule Muscă, și către domnul Perțea. Ce veți face până luni, când sperăm să avem un dialog, iată, cu reprezentanții guvernului în așteptarea unor soluții pe care, iată, ASF-uri ar trebui să le găsească pentru polițele RCA? Domnule Perțea, plecați acasă peste weekend, rămâneți în continuare? E greu de spus acum la răspuns la această întrebare, e greu dat un răspuns. Oamenii nu cred că vor pleca acasă până când nu vor primi un răspuns concret sau ceva palpabil. Oamenii sunt înverșunați, au toate motivele, le-au
Au ajuns efectiv cuțitul la os și consider că nu trebuie să dea înapoi. Noi vom protesta în continuare în același mod pașnic ca și zilele trecute. Atenție, chiar vreau să subliniez pe această cale. Între noi sunt intruși de la divers simpatizanțe al unor partide politice. Nu știu cum și în ce fel, nu mă interesează. Nu sunt om politic care aruncă diverse chestii și pe această cale ar fi bine jandarmii să fie atenți și să, sau toți colegii noștri pe cine nu cunosc să îndepărteze de acest protest. Nu fac altceva decât să instige mai rău oamenii noștri, atât transportatorii cât și fermierii au venit cu idei pașnice, nu a venit nimeni cu pus pe scandal sau a crea neplăceri. Și nici nu veți permite, da, unor astfel de figuri deja celebre în zona politică de cancan, nici nu vreau să le dau numele, să se urce pe aceste proteste ale dumneavoastră, domnule Muscă. Nu vreau. Eu nu vreau să vorbesc din punct de vedere politic și vreau să subliniez că nu sunt nici reprezentant al unui partid politic. Nu, protestul ăsta nu are niciun scop politic, nu reprezint nicio organizație, efectiv sunt o voce din rândul transportatorilor și sunt nemulțumirile toate ale noastre tuturor pe care vrem să le expunem, pe care vrem să le rezolvăm. Vrem mulțumesc, să mulțumesc, domnule Perțe. Am solicitat și noi un punct de vedere din partea SF-ului. Nu vor să comunice în acest moment. Probabil caută soluții pentru a vi le oferi în perioada imediat următoare. De la înălțimea celor 10-15 mii de euro pe care îi primesc lunar, dar care niciodată n-au măsuri pentru, exact ce spuneau cei doi invitați, domnul Muscă și domnul Perța, pentru a rezolva niște probleme punctuale care să ajute până la urmă poporul român. 1. 2. Eu sper ca dialogul social, până la urmă, prevăzut inclusiv de lege, să fie cât de repede luat în seamă, pentru că, într-adevăr, este inuman ca zeci de mii de persoane să stea la porțile capitale unui stat care se pretinde european, în Uniunea Europeană, și nimeni să nu-i bage în seamă. 2. Eu sper, și aici, dacă mai aud domnul Muscă și domnul Perța, știți că sunt niște proceduri, că de asta mi-este neclar de ce nu sunteți lăsați să intrați în București într-un mod civilizat. Da, într-adevăr, sunt niște proceduri, probabil că aveți oamenii care să vă considereze să vă ajute, în așa fel încât să treceți și peste acest op, pentru că protestul este prevăzut în Constituție și este dreptul vostru să protestați, da, într-un mod elegant, civilizat, în așa fel încât reprezentanții guvernului să vă cheme de urgență reprezentanții, să vă așezați la masă. Și mi-a plăcut foarte mult punctul de vedere al domnului Muscă, care a venit de data asta, spre deosebire de alte evenimente, alte sindicate care au cerut la grămadă, au venit punctual cu 5 probleme clare, care prin rezolvarea rapidă ar debloca această situație, dar ar asigura, cum să zic așa, un suflu ca producătorii români să poată trăi efectiv. Da, între timp, informațiile pe care le deținem noi și le transmitem, iată, și domnului Muscă, prefectul Rareș Hopincă va merge la ora 14, domnule Muscă, să discute din nou cu dumneavoastră. Este anunțul venit dinspre prefectura capitalei. Ăstea sunt gogoriți, hai să trimitem pe un om la înaintare. Oamenii ăștia au niște au inclusiv soluții, nu doar cerințe. Păi dacă ministrul agriculturii nu e în țara, prefectul nu are nicio atribuție ca să rezolve problemele pe care le-a ridicat domnul Muscă. Dacă se dorește deblocarea acestui haos până la urmă, ar trebui ca cineva din guvern să-i cheme de urgență, să vină cu termene foarte clare, cu un protocol în care să spune, da, rezolvăm problema, punct 1, data de, cu tare. Dacă se dorește rezolvare. Dacă nu, probabil că revolta asta se va extinde și o să putem asista inclusiv la proteste care nu mai sunt chiar pe lege. Pentru că oamenii ăia sunt la... Gândiți-vă că sunt unii care sunt de 2-3 zile plecați de acasă. De miercuri a început, da? Acest protest. Au de dat salarii, au de dat de mâncare la copii. Adică sunt niște lucruri care... Și chiar și eu fac un apel premierului. Îl cunosc foarte bine pe domnul Ciolacu și sunt convins că va urgenta acest dialog împreună cu reprezentanții celor două mari, să zic așa, zone, da? Transportatorii și producătorii români. Pentru că nu se mai poate așa ceva. Da, domnule Muscă, ultima intervenție aici la B1 TV. În acest moment, cam câte utilaje agricole, mașini agricole sunt acolo în zona Fumați? Deci noi avem în jur, avem peste 1500 de utilaje cu tot camioane cu mașini. Vreau să vă spun că am fost în mod civilizat, am sunat consilierul domnul Ciolacu și l-am rugat ca să stingem conflictul înainte de a ajunge în București, să fie de acord să formăm o delegație și să fim invitați
la guvern. Era chestia de o jumătate de oră. Era chestia de numai de promisiune, că nu putea să rezolve pe loc treaba. Noi nu am, eu am 21 de puncte pe care le am pe lista de revendicări. Dar cele mai urgente pentru salvarea oamenilor, ca să nu mai fie executat silit, să nu mai fie firmele preluate de către firmele străine, firme românești cu capital străin, era legea calamității și forței majore. Era imediat cea cu capital de lucru, care sunt niște bani veniți de la Comunitatea Europeană pentru problema războiului, 2,3 miliarde, le punea pune în practică repede, dădeam la oameni credite. Mai era o problemă cea cu APIA, care au banii deja în cont, sunt bani investiți la Comunitatea Europeană, putea să dea drumul repede la bani, numai că trebuia alți mai oameni specialiști să le facă niște programe de lucru și veco întârziat și pentru asta suferim noi. Deci era o treabă simplă, să fim primiți la dialog de ieri sau de alalteri, o jumătate de oră, să ne promită că ne-am să stăm, da, putea să ne minte. Pe mine m-a surprins faptul, domnule Muscă, că ieri consilieri ai premierului, printre care domnul Botănoiu, ați auzit, da, este din Breaslă, dumneavoastră, pe vremuri, da, președinte al fermierilor, a avut aceste discuții, dar doar cu transportatorii. Unde erați dumneavoastră, fermierii? Nu ne-a chemat, doamnă, eu l-am sunat personal și l-am rugat să-l anunte pe domnul Ciolacu că suntem oameni pașnici, că suntem oameni civilizați, că suntem oameni duși la biserică, să ne primească o delegație și să ne spună că rezolvă problemele astea. A rămas că mă sună în două ore, nu mai m-a sunat. Acum eu ce să fac? Să mă pun în fața fermierilor, că eu ieri am fost în calitate de fermier, n-am fost în calitate de președinte de sindicat, pentru că nu mi-asum. N-am mai posibilitatea să depun documente pentru autorizare, pentru că aici oamenii s-au strâns pe spații de socializare, s-au făcut pe grupuri de WhatsApp și au spus, doamne, nu mai putem să rămânem fără ferme, nu mai putem să ne ia casele, nu mai putem să rămânem pe drumul dintr-o țară normală. Haideți să plecăm. Și deci de-aia n-am avut autorizare, pentru că nu s-a hotărât în timp și în două, trei zile s-au hotărât oamenii să iasă, strânși fiind constrânși de situația că acești oameni vor deveni sclavi în propria curte, în propria casă, dacă le va mai rămâne casele, pentru că vor veni băncile și vor executa și le vor lua casele, vor rămâne pe drumuri. Deci noi nu am ieșit să facem interesul niciun partid, am ieșit pentru că s-au umplut paharul de amar și suntem pe drumul de a deveni sclavi după 38 de ani, după 35 de ani, după 20 de ani de muncă într-o țară normală. Noi nu mai avem, pentru că au îmbrătișat Ucraina. De aici ni se trage totul. A luat Ucraina în brațe, le-a făcut facilități, iar noi nu am mai avut preț la cereale și de aceea am căzut în această patimă a sărăciei. Nu putem să ne mai păstrim datorii. Mulțumesc, mulțumesc tare mult, domnule Ștefan Muscă. Urmărim toate aceste proteste ale transportatorilor pe de o parte, ale fermierilor de cealaltă parte, care așteaptă și ei să fie ascultați de reprezentanții guvernului pentru a li se expune și acestora aceste puncte pe care nouă ni le-a prezentat aici domnul Ștefan Muscă de la Sindicatul Fermierilor Patrioți. Mă întorc la Marius Sepi. Nu sunt singurii nemulțumiți sau cărora li s-a umplut paharul de amar. Nici personalul medical și nici medicii nu au fost ocoliți de deciziile guvernului. Ieri același premier Ciolacu anunța cu surle și trâmbițe că a deblocat aproape 8.000 de posturi din sănătate, dar departe de necesar, mai exact de 4 ori mai puțin decât necesarul la nivel de țară. La nivel de țară există un necesar de angajări de 30.000, la nivel de capitală 900 de posturi. Așa este. Să le luăm pe rând. 1. Decizia de ieri este o măsură bună, dar din punctul meu de vedere vine un pic cam târziu și nu este suficientă. Exact ce spuneam înainte de emisiune, poate să scoată 50.000 de posturi. Dacă nu se corelează și cu legea salarizării, n-am făcut nimic. Pentru că cine vrea să meargă acum să lucreze într-un spital, dau un exemplu, asistentul medical, cu salariu între 2.800 și 3.200 de lei. Să-și asume responsabilitatea unei cariere cu salariile de genul ăsta. Când se duce în privat sau în altă zonă și din start nu trebuie să treacă prin nicio procedură, nu trebuie să aștepte nu știu câte lucruri, nu trebuie să dea șpagă ca să se angajeze, este foarte bine primit. Eu spun de ani de zile de criza și de deblocarea posturilor din sănătate. Sunt posturi de medici care au fost blocate. Uitați-vă ce rateuri a dat guvernul de-a lungul anilor atunci când trebuiau să intre în sistem medicii rezidenți. Sunt rateuri date în zona asistenței medicale a infirmierilor îngrijitoarelor,
Sunt rateuri date în zona al personalului tehnic-administrativ, care de 7 ani de zile sunt umiliți prin niște salarii. De, când le-am transmis miniștrilor de resort, flutura și se uitau așa și nu le venea să creadă că în România sunt salarii de genul ăsta, în condițiile în care au niște gestiuni de miliarde de lei. Deci astea sunt lucrurile concrete și reale din sistemul sanitar. Politizarea excesivă, de care nimeni nu mai vorbește, dar le readuc eu aminte. Ne-am trezit cu tot felul de lipitori de afișe care conduc spitalele. Și atunci vrei plan de management și vrei să iei măsuri ca lumea? Eu nu se poate. Știți ce nu înțeleg, domnule Sepi? Mă uitam la anunțul făcut ieri de premierul Ciolacu, care spune că avem bani, deblocăm posturile și le taie la medicii de ambulatoriu și de familie. Vreau să le iau la punct. Eu îl felicit pe domnul premier că i-a forțat mâna domnului Boloș, care a fost foarte căpos de-a lungul, pentru că situația asta a fost anunțată și în septembrie, a fost anunțată și în martie și de-a lungul anilor. Dar am avut niște miniștri ai finanțelor care, încă o dată spun, o gândesc doar din punct de vedere contabil. Țara asta trebuie dezvoltată, trebuie să am un buget de dezvoltare, nu 1 plus 1 fac 2. Eu trebuie să investesc un leu ca să scot 5 lei ca să pot să plătesc niște lucruri. Da? Dar nu vor să înțeleagă și de asta, sincer, vă spun și mi-asum. Felicitări domnului prim-ministru pentru ceea ce a făcut ieri. Dar, repet, în primul rând este un pic târziu, pentru că gândiți-vă că acum sunt niște proceduri foarte stufoase, prin care mai durează încă 2-3 luni de zile, iar criza de personal, faptul că avem aceste epidemii în teritoriu, creează disfuncționalități majore. Numai, și vreau să mai spun ceva. Și felicitările astea, domnule Sepi, le adresați domnului Ciolacu, dar pe de altă parte spuneam, taie la medicii de familie, taie la medicii din ambulatoriu. Ajung și acolo. Eu i-aș spune la fel domnului prim-ministru să-și ia consilier mai bun pe sănătate. Este o vorbă în sistem care spune așa, mai bine previi decât să tratezi. Este mai simplu și mai economic. Prin această măsură în care scad veniturile sau sumele alocate zonei de tampon, numită medicina de familie și ambulatoriu, va crea următorul lucru. Și țineți minte ce vă spun acum, că cunosc sistemul ăsta foarte bine. Vom avea un val foarte mare de români, de pacienți în spitale, care sunt mari consumatoare de bani. Și atunci cineva care înțelege sistemul sanitar trebuie să spună domnul prim-ministru, nu, venim și ajutăm zonele tampon pentru a putea face prevenție, pentru a putea stopa numărul imens de români care sunt acum în spitale și din economia făcută putem să gestionăm și alte direcții, să zic așa, care fac parte din partea de sănătate. Dar noi vorbim, noi auzim. În ministere vorbim cu oameni care, nu știu, ori nu înțeleg, ori au venit acolo aduși de cineva care nu înțeleg sistemul sanitar. Mă întorc, vreau să vorbesc un pic și de Direcția de Sănătate Publică. Știți foarte bine, au stat colegii mei 29 de zile în protest. Da? A apărut ordonanță 128 la finalul anului. Am făcut tot ce a fost omenește de posibil, am influențat decizia guvernamentală în așa fel încât să fie introdus un articol prin care să se solicite un ordin comun între Ministrul Muncii și Ministrul Sănătății, ca tot personalul, cei 4.100 de salariați, să poată intra pe această asimilare. Suntem în data de 12 ianuarie, n-au făcut absolut nimic, trimit tot felul de circulare în care nu le înțelege nimeni, oamenii sunt deja încep să fie revoltați, inclusiv acolo. Da, vin tot mai multe comunicate de presă din rândul Colegiului Județean al Medicilor, Hunedoara, Deva, în țară, fapt pentru care la București, deja Colegiul Medicilor București organizează, începând cu ora 14, o conferință de presă. Îngrijorați de această situație anunțată, iată, de către premierul Ciolacu, spune așa: având în vedere starea de tensiune apărută ieri în rândul medicilor de ambulatoriu și medicilor de familie în legătură cu un document pus în transparență decizională de CNAS, vă invităm astăzi la această conferință de presă unde vor participa medici din ambulatoriu, medici de medicină de familie. Doamna profesor doctor universitar Cătălina Poiană semnează această invitație din scurt la conferință. Am urmărit luările de poziție a doamnei Poiană și felicitări și dânsei. În sfârșit și medicii încep să se trezească și nu o spun în sens negativ, pentru că prea mulți ani de zile au tot tăcut și au așteptat ca alții să le rezolve problemele. Aceste probleme trenează de ani de zile, sunt probleme grave de sistem. Da? Și da, cred că este momentul, eu chiar am dat drumul în numele sindicatului pe care reprezint, fi parte din schimbare. Pentru că nu se mai poate așa. Am mai vrut să spun un lucru, gândiți-vă că am colegi în spitale, mă refer acum la spitale, care nu mai fac față din punct de vedere fizic, efectiv. Lucrează o asistentă pentru 50 de bolnavi în două clădiri.
Imaginați-vă ce se poate întâmpla într-o tură de noapte în care lucrez într-un spital de psihiatrie. Dar oamenii ăștia nu înțeleg niște lucruri, repet încă o dată, nu știu cine i-a adus prin ministere, nu știu cine i-a adus prin portofolii. Mie mi-e greu să cred că prin minister, sau cel puțin la Ministerul Sănătății se schimbă așa toți funcționarii odată cu fiecare ministru. Ministerul Sănătății este ministerul cu, cred că cei mai mulți miniștri schimbați. Nu, problema e la ministru, problema e la funcționarii care influențează deciziile, care nu înțeleg niște lucruri. Sunt unii care n-au lucrat. Și ministrul ăla așa de ușor este de influențat? De la domnul ministru Rafila, sincer, eu personal, ținând cont de faptul că este medic și că face parte din sistem și au fost niște așteptări foarte mari la adresa dânsului, pentru că el cunoaște sistemul, este să ia niște decizii foarte clare care să îmbunătățească sistemul sanitar. Da, pentru că toată, degeaba vin comunicate, facem conferințe, da, o să facă toată lumea să își arată nemulțumirea. Și eu sunt nemulțumit. Și colegii mei de la alte sindicate sunt nemulțumiți, da? Problema este, rezolvăm problema, suntem în 2024, că problemele astea trenează și din 2022, și din 2019, și din 2017. Avem o lege a salarizării care a creat inechități, aberații, că n-am cum să le spun așa, de 7 ani de zile. Avem toate, avem grilă făcută la Ministerul Sănătății. Eu nu l-am înțeles nici pe ministrul Muncii Budăi, nici pe premierul Ciolacu, nici pe premierul Ciucă. Dom'le, dacă dădeați drumul la legea salarizării, eliminam inechitățile, aveam cel puțin o liște. Dar n-avem bani ca să dăm drumul la această. În cadrul sistemului aveam bani, doamna Eli. Avem peste 10 miliarde de lei, de euro. Avem cel mai mare buget al României, al Guvernului României alocat sănătății. Unde să duc banii? Păi iară asta, iară pe aparatură medicală la suprapreț, iară pe materiale sanitare la suprapreț. Dacă nu ai atractivitate, dacă nu ai un salariu corect, n-o să că mă întorc la posturile blocate. Poți să scoate 50.000 de posturi. Și mai avem o problemă, tot de sistem. Modul în care școlile post-liceale produc asistenții medicali. Ies bâtă, rețineți ce vă spun, din școală. Vin asistenții cu vechime care primesc, pentru că iară o anomalie din legea salarizării. Îți iese acum un asistent medical cu studii superioare, nu generalizez, ca să înțelegeți, da? Îți iese cu studii superioare și are 20 de milioane vechi, mai mult decât ăla care îi pune și îl învață să țină pensa mână. Deci sunt niște aberații pe care le spunem în fiecare zi. Luați măsuri, luați măsuri. Suntem dispuși cu specialiștii noștri de la sindicat să-i ajutăm să ia decizii. Am scris inclusiv ordinul, proiectul de ordin comun, prin care să se asimileze DSP-urile. De o săptămână am cerut întâlnire de urgență. Este un blocaj total acolo. Nu răspund eu pentru ce fac cei din Ministerul Sănătății, dar măcar le spun public că este momentul să ne trezim cu toții, să luăm niște decizii bune pentru tot ce înseamnă și salariat și pacientul român. Pentru că dacă continuăm așa, doar o să ne lamentăm. O să tot facem comunicate, conferință de presă și o să tot spunem ce nu funcționează. Eu aș vrea să găsim, bă, din alea 20 de probleme. Nu ne duce mintea să avem măcar 3 rezolvări? Păi iată că nu ne duce. Dacă păi atunci nu vă supărați. Acum... Atunci unii să plece acasă, să-și dea demisia de unde lucrează, dacă nu-i stare să citească. Haideți să vă mai dau un exemplu. A fost sunt două ordonanțe, 63 și 42, prin care asistenții medicali sau infirmiere primeau, hai să spunem, o sumă forfetară până la apariția legii salarizării, 500 de lei. Cum este posibil în România, pe aceeași lege, unele direcții de sănătate publică să dea aceste indemnizații medicinei comunitare, medicinei școlare și celor care lucrează acolo, iar alte direcții de sănătate publică datorită unor funcționari de acolo, nu a membrilor noștri de sindicat, da? Să nu le dea pe aceeași lege. Că n-au lumină de la București ca să le scrie unul exact, da, lui Sepi trebuie să-i dai 500 de lei dacă îndeplinește asta. Lui Eli Roman trebuie să... Deci sunt niște aberații, vă dau cuvântul meu de onoare. Astăzi am avut o discuție cu cineva din Ministerul Sănătății, am spus, vă ajutăm dacă doriți un dialog corect cu noi, în care, da, suntem dispuși să ajutăm inclusiv la curățarea, la despăducherea sistemului sanitar. Cât va primi și mai spun ceva, mai spun ceva, că ai spus că nu sunt bani. Păi în condițiile în care în ultimii 3 ani de zile s-au angajat 35.000 de sinecuriști la tot felul de agenții, tot felul de instituții de astea apărute, ca, da, pe cum să am bani să dau la sănătate? Ne promite același premier Ciolacu că suntem în anul reorganizării aparatului bugetar, ceva ce n-am mai văzut de 30 de ani încoace. Îmi asum ceva, da? Știu că lumea nu o să înțeleagă să spună ăsta e la sindicat de ce spune asta, dar mi-asum. La întâlnirea avută cu domnul Ciolacu și cu doamna Bucura, ministrul Muncii, pe care la fel îi mulțumesc pentru modul în care s-a bătut pentru salariații din cele 4 instituții subornate lor, a venit și a spus premierul 2 lucruri.
reorganizare și digitalizare. Și am fost primul care am ridicat mâna și am spus, da, domnul premier, haideți să ne apucăm de treabă. Hai că să nu vedem, facem suntem deja la aproape 1,3 milioane de bugetari. Păi hai să vedem. Vedem. Da, am 30.000 de posturi lipsă la sănătate. Am vreo 15.000 la poliție. Am la învățământ. O să sărim dar de schimb, 1,3. Dar în schimb, de la 800.000 am trecut la 1,4 milioane. Păi unde sunt bugetarii? Suntem încă la 1,3 milioane de bugetari. Ne întoarcem după o scurtă pauză publicitară. Rămâneți cu noi. Am revenit în direct, domnilor, domnilor, special B1 TV. Ne uităm la datele venite astăzi dinspre Institutul Național de Statistică și care ne arată că rata anuală a inflației sau inflația a luat o pauză așa de la creștere. Avem 6,6% în luna decembrie. Cele mai mari scumpiri au fost la pește, bere și detergenți. Cu alte cuvinte, putem spune așa că nu mai mănâncă atât de mult din buzunarul românilor, dar nu știm pentru cât timp, pentru că prognozele economiștilor, specialiștilor în privința evoluției inflației nu sunt tocmai bune și fericite. În platou alături de mine, în continuare, Marius Sepi, președinte executiv al Sindicatului Național Forța Legii. Ni se alătură discuției profesorul de economie, Cristian Păun. Bună ziua, domnule profesor! Bună ziua! Bun, rata anuală a inflației a scăzut, dacă putem spune așa, chiar la 6,6%. Nu mai avem acest trend ascendent, doar că așteptările noastre sau noastre, ale economiștilor, previziunile făcute de Banca Națională a României nu arată tocmai bine pentru perioada imediat următoare. Sigur, este foarte bine că avem o dinamică a prețurilor ceva mai temperată. Oricum și 6,6 este mult dacă e să discutăm, pentru că se aplică la ceva ce s-a mai întâmplat între, adică la inflația de anul trecut, e o taxă la taxă, până la urmă inflația se adaugă lună de lună orice creștere de prețuri la creșterea de prețuri anterioară. Să nu uităm însă că această inflație este o medie obținută din media tuturor creșterilor de preț și atunci cumva ea este o inflație a tuturor și a nimănui, pentru că din punctul meu de vedere cei care au un coșul de consum alimente sau au un coșul de consum medicamente vor avea o inflație diferită de cei care nu au cu precădere aceste bunuri în coșul de consum, deci ea este diferit percepută și calculată și ca valoare dacă vorbim de pensionar versus alte categorii sociale, dar e important că avem o temperare a creșterii prețurilor, însă este foarte important să înțelegem de unde vine ea, pentru că dacă această temperare a creșterii prețurilor vine și pe fondul unei reduceri a consumului și reprezintă până la urmă o consecință a ajustării consumului ca urmare a prețurilor mari din ultima perioadă, apare o presiune suplimentară pe zona producătorilor, pentru că orice ajustare a consumului înseamnă, de fapt, o presiune pe producători. Și trebuie să vedem și acest efect. Deci toate lucrurile sunt spre bine. Probabil că va urma și o reducere a dobânzii de intervenție dacă trendul se menține unul descendent, adică temperarea prețurilor chiar se întâmplă și devine un fenomen evident și pe termen ceva mai lung. Ne mai uităm pe câteva date, domnule profesor Cristian Păun, pe ce cheltuie românii banii, tot date venite dinspre Institutul Național de Statistică, cu venituri totale de 7.300 de lei, o creștere iată de 9,5% și cu cheltuieli totale la nivel de familie, gospodărie, 6.432 de lei. Dar, mergând mai departe cu aceste analize, vedem unde se duc cei mai mulți bani ai românilor. Cheltuielile de consum au cea mai mare pondere, peste 60%, taxele și impozite aproape 32% și alte tipuri de cheltuieli. Da, am văzut însă, este adevărat și asta înseamnă că de fapt inflația din zona alimentelor, de exemplu, pentru că din acel consum vorbim foarte mult de alimente, vorbim de utilități. Am văzut, de exemplu, o creștere de prețuri la alimente, dacă am văzut bine, undeva pe la 15%. Pe un coș de consum în care a unui om cu venituri ceva mai mici, nu de 7.000 de lei, această pondere a alimentelor, până la urmă, trebuie să mănânci, dar este o nevoie de supraviețuire. De la mâncare, de la alimente, este ultimul loc de unde românul este dispus să taie din cheltuieli.
poți 1% să doar. Restul da, poți, se duc de la poți, educație, de la asigurări, dar de la mâncare nu. Păi poți să tai și de la mâncare, numai cât poți să tai, pentru că poți să tai de la calitatea mâncării, poți să mai faci niște economii, să nu mai risipești foarte mult, dar până la urmă trebuie să mâncăm. Și atunci acele nevoi ne asigură supraviețuirea și ele vor fi un fel de cheltuieli fixe. Trebuie să plătești curentul, trebuie să plătești apa, pentru că ele fac parte din supraviețuirea noastră, existența noastră. De altfel, dar în această categorie a serviciilor amintite, iată, tarifele pentru apă, canal, salubritate, servicii poștale, tarife de îngrijire medicală sunt printre cele care au crescut cel mai mult. Așa ne arată datele de astăzi ale statisticii. De asta spun, până la urmă inflația e o medie și trebuie cel care privește, da, să zicem că un om cu venituri mici, un pensionar, ne ascultă în momentul de față și zice, wow, a scăzut inflația, nu mai crește, nu mai cresc prețul atât de mult, 6,6, deci e motiv de bucurie, motiv să mai reduc din cumpătare și din precauție. Nu e adevărat, pentru că la oamenii care sunt cu venituri scăzute, ponderea alimentelor, ponderea utilităților în consum și în venituri este foarte mare. Ori pentru acei oameni, inflația cu siguranță va fi mult mai mare de 6,6%, ei fiind puși într-o medie cu cei care au venituri mai mari. Deci trebuie în continuare să fim atenți, pentru că nu am scăpat eu de acest pericol. Și tocmai de aceea Banca Națională deocamdată acționează precaut, pentru că vrea să vadă dacă această tendință este una pe termen mediu și se susține din punct de vedere economic. Ca să nu mai vorbim de ceea ce spuneam eu, pentru că dacă producția, oferta va suferi de pe urma ajustării consumului nostru, oamenii consumă mai puțin, consumă calitate mai scăzută și așa mai departe, atunci efectele pot avea și o fațetă mai puțin pozitivă pentru economie în perioada următoare. Mulțumesc, Armin, domnule profesor Cristian Păun. Marius Sepi, te rog. Să am pretenția să mă pricep și la zona asta de inflație, pot să trag niște concluzii. Se întărește afirmația mea că suntem condamnați să muncim toată viața pentru a fi săraci și eventual să mai prindem 1, 2, 3 ani până la pensie. 2. Cu ce pensie și de cine va fi susținută, plătită acea pensie? Vorbesc pentru român, nu vorbesc pentru speciali. Îi dau dreptate domnului Păun atunci când spune, când se uită cei cu salarii mici, spun, Doamne, asta. Dar eu am văzut niște cifre care mă sperie. Câți români lucrează și au venit de 7.000 de lei? Că aici vă dau câteva cifre care le știu, da? Avem 1.300.000 de pensionari care au 1.200.000 pensia. Avem 2 milioane de români care lucrează cu salariul minim pe economie 3.300. Avem sute de mii de salariați în zona privată care încă sunt plătiți la gri, ca să nu spun negru. Avem zona bugetară, asistenți medicali, infirmieri care au salarii între 2.800-3.300. Și le mai spun ceva la politicieni și la câțiva experți care ne spun seară de seară că suntem pe un tren bun. Haideți, fraților, să mergem în piețele din România, haideți să mergem la magazinele importate din afara țării, să vedeți inflația reală și cât plătește cetățeanul român să-și cumpere o roșie din plastic, să-și cumpere niște mezeluri pline de euri. Păi ne-a obișnuit domnul chestii... Ciolacu să meargă Nu, repet, îl citesc pe domnul Păun, a zis foarte bine. Când vezi per medie, dă bine. Dar când te duci și vorbești cu Lelea Floare și Tetea Vasilie, te ia capul. Astea-s realitățile din România. Să nu vă mai spun invers, de producători, care datorită forțării să crească niște prețuri, pentru că nu mai rezistă, că mă întorc la greva transportatorilor, da, pentru că este o competiție neloială, să duc și producția lor, în loc să o vândă în magazinele românești, o dau la porș sau o lasă pe câmpuri și sunt falimentar la acest moment, dar vine INS-ul și Banca Națională, că suntem pe un trend foarte bun, că o să scadă inflația, iar oamenii nu mai au după ce să să-și plătească dările și taxele. Uitați-vă umilința, Eli, uitați-vă la umilința suportată de ani de zile de cetățeanul român, ăia amărâți, ăia pensionari, care în data de rup porțile zei instituțiilor unde să-și plătească impozitele și taxe, ca alții să fure cu nesimțire din banii, din bugetul țării. Astea sunt lucrurile adevărate din România. Că așa poți să punem 7.300 sau cât ai spus, 7.500. Câți români câștigă 7.500? Când noi nu putem asigura la acest moment coșul minim, zilnic, obligatoriu prin lege. Despre ce vorbim?
despre patronii. România anului 2024 mă pun și în pielea patronilor. Mă pun și în pielea patronilor, antreprenori români care sunt jupuiți în fiecare zi. Mâine poimine o să plătim taxe și impozite și pe aerul respirat. Hai să se dumirească cu e-factura. Da? O să le închid, o să se închidă, ascultă-mă ce spun eu. O să înceapă așa cum a spus și domnul Muscă. O să se închidă firmele românești, unele frumoase și stufoase sau pline de bani. O să fie preluate de niște consorții străine, iar noi cetățeni vom fi sclavi pe plantați. Mulțumesc tare mult, Marius Sepi. Ne oprim, doamnelor, domnilor, pentru pauza publicitară. Ne reîntoarcem cu partea a doua a emisiunii. Vorbim despre Bucureștiul, care, ce credeți, ocupă locul 8 în topul celor mai aglomerate de trafic orașe din lume. Stelian Bușduveanu, vicepreședinte al Capitalei, viceprimar de altfel, vine în direct aici la B1 TV. Vă aștept!